Salut, Baieti! Bun venit pe canalul nostru! Dacă vrei ca Seher să rămână însărcinată și, de asemenea, dacă vrei ca Yaman și Seher să aibă un copil, să apăsăm pe butonul de like și să vedem cine este de acord cu noi. Nu uitați să activați notificările pentru a fi notificat cu privire la primele videoclipuri. Vor avea Yaman și Seher un copil? Va accepta Seher cererea copilului lui Yaman? Se va întoarce Canan la Conac? O va ucide Zuhal pe Seher? Vă voi răspunde la întrebări în acest videoclip, oameni buni. În noul episod al seriei Emanet, entuziasmul seriei Emanet continuă cu viteză maximă. Pe măsură ce necazurile și alte boli ale lui Canan și-au luat o pauză în serie, ne-am aruncat înapoi în dragostea lui Seher și Yaman. Yaman i-a spus lui Seher gândul care îi trecuse în minte de multă vreme. Deci Seher este jenată de această cerere, este evident că își dorește cu adevărat să fie mamă. Deci, ce ne așteaptă în următorul episod? Yaman vrea să fie tată. În timp ce problema lui Canan a oferit cuplului nostru șansa de a respira deocamdată, Yaman și-a arătat intenția cu cadouri foarte frumoase. În timp ce duul se pregătește pentru o nouă viață, ei strigă să fie o familie mai mare, nu doar două persoane. De fapt, dacă vă amintiți episoadele anterioare, Yaman vrea 4-5 copii, nu doar unul. Persecuțiile din Crimea sunt după ce am fost o familie fericită. În timp ce lucrurile merg bine pentru Du, există o dezamăgire serioasă din partea răufăcătorilor, în special din partea lui Zuhal. Faptul că Seher este însărcinată înseamnă că Zuhal îl va pierde pe Yaman pentru totdeauna. De aceea, Zuhal trebuie să facă ceva urgent. Canan a fost înșelat. În timp ce Zuhal căuta un plan, Canan și-a dat seama că fusese păcălită de bărbatul cu care vorbise la telefon de multă vreme. Pierzând toți banii pe care Yaman i-a furat de la acest bărbat, Canan a rămas fără bani. Planul actual al lui Canan va fi să coopereze cu Zuhal și să obțină mai mulți bani în Yaman. Pierzându-se, Canan se va strecura pentru a provoca din nou probleme. Pe de altă parte, Duygu și-a văzut fratele. Lucrurile se vor complica în acest moment. Ce va face Duygu, al cărui frate este un criminal? Îl vei ascunde și vei împărțea pas sau îl vei aduce în fața justiției? Următoarele episoade vor fi foarte dificile pentru Ali și Duygu. Analiza noastră a noului episod se termină aici. Din cauza mersului negativ al serialului și a criticilor aduse serialului din ultimele zile, serialul a fost accelerat în episodul difuzat aseară. Yaman și Seher se apropie în timp ce se uită la casa din camera lor, dar între timp, sună telefonul lui Yaman. Apelantul este Nedim. Căutări de terenuri. Pe măsură ce Yaman pleacă, sosește Cenger. Fikret și Melek vin să-l informeze. Zuhal a spus deschis că vei părăsi Conacul. El mă consideră un oaspete. Literal am vrut să scap. Cicca ascultă din prag în timp ce Zuhal vorbește despre cum voi fi la ea acasă peste un an, voi fi cu ea și voi fi în patul ei. Își spune că va face tot posibilul să nu facă aceste lucruri. Fikret și Melek vin la Yaman să le mulțumească. Se spune că cecurile îngerului sunt bune. Mai târziu, Fikret, mergem în Germania. De aceea am vrut să ne luăm rămas bun de la tine. Yaman Fikret spune că și-ar fi dorit să nu fi trăit acel eveniment nefericit cu tine. Fikret spune că am uitat deja acel incident. Ce frumos este să ai un kebab de vinete pe aragazul Neslihan Guzine în timp ce Seher pregătește ceva. Între timp, sosește Zuhal. El spune că deja au început să vorbească despre noua casă. Seher și Yaman au spus-o frumos. Vei avea o viață nouă. Ea spune că va fi soțul tău, pe care îl iubești, și poate vei avea copii. Zuhal este ofensată de aceste cuvinte, dar vorbește singură. Bruneta mea îi arată lui Canan prin hotel. Între timp, unde sunt banii, spune prințesa. Canan spune că da, când am ajuns la spital, tocmai am lăsat banii. El spune du-te și ia-le. Între timp, Canan adoarme. Bruneta mea l-a făcut pe Canan să spună unde sunt banii. Vor lua banii și îi vor mânca cu iubitul lor. Seher se întâlnește cu doamna Adalet. Yaman a făcut multe comenzi și le-a adus acasă. Seher se uită la geantă pentru a vedea ce sunt. Scoate hainele pentru bebeluș.
Seher este surprins. Când spune că aceasta este ceea ce vrea să spună când spune prima zi din noua noastră viață, spune el. El spune că ne vom termina conversația neterminată când plecăm. Seher spune că e în regulă, vreau și eu să am copii, dar m-am emoționat când am văzut asta așa. Mă întreb dacă Neslihan a văzut-o, cum pot să mă uit la fețele lor. Yaman vine chiar acum. Au sosit comenzile și el întreabă dacă vă place. Spune că nu știa ce vrea, așa că le-am cumpărat pe toate ca opțiune. Nu ți-a plăcut surpriza mea sau le-am ales pe toate una câte una? Gândindu-mă cât de frumos ar fi. Seher spune să nu vă grăbiți puțin. Am ajuns chiar târziu la Yaman. Spune că vreau să fie folosite cât mai curând posibil. Între timp, pe măsură ce se apropie puțin, Nedim strigă din nou. Yaman spune că admir timpul lui Nedim. Se uită la telefon. Lui Seher îi place când Yaman iese din cameră și spune că vreau să fie îmbrăcată cu ceva timp în urmă. Canon se trezește. El spune, am dormit atât de mult, că Kerem nu a venit încă. Se ridică. Între timp, sosește asistenta. Canan întreabă dacă ai văzut că era un domn cu mine. Asistenta spune că l-am văzut pe acel bărbat plecând, dar nu s-a întors. Își cere geanta. Asistenta spune că era în geanta ta. Canan cere numărul de telefon al asistentei. Îl sună pe Kenan. Mulțumesc, bruneta mea, iubirea mea. Am banii tăi. Canan întreabă dacă nu te vei întoarce. Spune lasă-mă să mă gândesc la bruneta mea. Nu vin, dragă, merit acești bani, dragă, spune el, pentru că petrec timpul cu tine. Canan este devastat de o mamă. Are o criză nervoasă. Seher rămâne blocat în ceea ce a spus Yaman. Este în camera lui Yusuf. Luați mingea de la Yusuf. Îl pune pe burtă. Ea crede că este însărcinată, în timp ce Yaman o urmărește din prag și îi face o poză. Seher spune că am venit să iau camera lui Yusuf. El este alarmat. Nu mă ascultă niciodată. Spune că nu-și face ordine în camera, lasă-mă să mă ocup de Yusuf. Doctorul lui Canan vorbește cu asistenta. El spune că nu are pe nimeni. Era un om, spune el, când a ieșit din cameră, era așa. Canan este paralizat pe o parte. Seher este în cameră. Yaman vine. De ce mai spui în hainele astea? Seher spune de ce ai spus asta, ce înseamnă. Yaman, m-am gândit că ți-ar putea plăcea și ție. Porți aceleași haine de zile întregi. Yaman se uită la genți și se întreabă de unde vin. Între timp, sună funcționarul magazinului. Scrie că este o eroare la adresa de livrare și că ai primit bunurile unui cuplu de gravide. M-am gândit și la Seher. Yaman, nimic nu este întâmplător. Acum că aceste haine sunt în această casă, nu va fi în cele din urmă nevoie de ele. Cred că nu ar trebui să-l trimitem. Seher spune că nu e cam de vreme. Yaman spune că chiar am întârziat. Vreau să am copii cu tine, spune Seher Kirimli. Între timp, se sărută. Pozele au fost făcute în timp ce camera a căzut la pământ. Între timp, Yusuf intră în cameră. Mătușa spune ce s-a întâmplat, obrașii tăi sunt roșii. Când Yusuf vede hainele pentru bebeluș pe pat, Yusuf țipă la conac. Spune că fratele vine la mine. Zuhal spune sora, știi, vine fratele. Zuhal devine mai rău. Seher iese chiar în spatele ei. Yusuf, ai înțeles greșit. Spune că a venit la noi din greșeală. Între timp, doctorul îl sună pe Zuhal. Apelantul este Canan. El spune că trebuie să vorbesc cu tine, vino imediat la spital. Vino la mine chiar acum. Dacă nu vrei să fii dat afară din conac, spune el, vino la mine chiar acum. Yaman poartă rochia verde pe care a ales-o cu mâinile pentru Seher. Yaman intră în cameră. Că a fost dimineața, trebuie să le încerc pe celelalte, ati cumpărat atâtea haine pe care nu le știam. Yaman spune că nu contează, când mă uit la tine, rămân fără cuvinte. Seher vrea să păstreze fotografia. Yaman spune că doar noi doi vom ști ce înseamnă această fotografie. Sosește Changer. A adunat într-o cutie lucrurile pe care le putea salva de la foc.
Știind ce înseamnă aceste lucruri pentru ei, le-a dat. Am ajuns la finalul acestei secțiuni, prieteni, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi! Ai grijă de tine! Ne vedem în alte videoclipuri! Pa!